Coptile, mișcă urgent în coace! Imediat! Bă, vrei să mai vin vacanță? Da! Atunci mișcă urgent! Da, poftim! Băi, făcând bagajele pe aici, am găsit o hârtie. Ți se pare cunoscută? Nu! Nu? Ia să vedem ce scrie. Cum mi-am petrecut vacanța la Debrecen? Vrei să citești tu? Nu! Eu zic să citești tu! Cel mai mult mi-a plăcut drumul, că am ascultat Kiss FM pe mașină. Când am intrat la unguri, a picat semnalul că aia-s bulangii și nu retransmit. Tățe-s numai fițe pe ei. Am avut tata ziua o dambla că vreau o înghețată. Dar nenea frățică o fo... Citește! Dar nenea frățică o fo gherțoi și nu mi-o luat. În schimb, pe ungurul bulan l-o scăldat în șampanie și șaorma cu caviar. Și în loc de o vacanță bestială... Am avut numai o călătorie nașpa. Ce de-am pasta e vacanța mare? Coptile? Da? Dar eu zgherțoi, mă! Eu zgherțoi? Nu, da. Mi-o pus la școală să facem și n-am știu ce să inventez. Ei, te ierd de data asta. Numai pentru că ne grăbim. Hai, fă-ți bagajele că plecăm. Ungure, hai că ți-a venit cisterna cu bere. Dă-i. Bun. Da, bun! Hai, jos la mașină toată lumea! Bun, să facem inventarul! O cisternă de bere la ungur! Este! Colac, curață și ochelari de apă la coptil! Este, frățică! Mici și pulpe și grătare! Este! Bun, cheile de la trabant? Aci! No, hai să merem! În sfârșit, este! Faceți cu mâna la strada electrolizei, că ne vedem numai la toamnă! Vacanță plăcută, cârcotașilor! Ce mică e vacanța mare și ce dor ne-a fost de ea! Nenea, mai trebuie să stăm mult aici! Nu mai pot, e cald! Încă astea două mașini și ne vine și nouă rândul! Dar totuși, ce podă e ăsta? Pentru a țâși pe mie oară, fetești vernaciodă! Ce tolomac sunteți! Se zice cernavodă! În fine! Băi, dar în cazul ăsta n-ar trebui să-l chemăm și pe unguru, că ăsta o coborât să bea bere aici la birtuț! E, stai ar berea în gât de drojder! Ungure! Hai mă, că ne vine rândul nouă, mă! Ia că noi urmăm! Ungure! Hai, bă, Gibol! Circulați! Haideți, domnul cu trabantul! Să trăiți! Ce s-a întâmplat aici? Ceva accident? Nu! Atunci ce-i cu coda asta? Trebuie să plătiți! Ce? Taxa de pod! Ha-ha! Din gustele, ce amuzant e ăsta! Păi băi, garson, dar eu pentru ce plătesc rovinietă, nu te superi? Pentru drumuri naționale și europene, asta e un pod. Bine, bă, mă las! Hai, scoateți banii! A, bine, cât? 10 lei! Cât? Eu nu vă dau atâta, băi! 10 lei! Nici vorbă! Hai, domnule, că te claxonează ăștia, nu vezi? Bă, dar stai hoție! 10 lei, domnul! Bine, n-ați 10 lei, trăznivar cu podul vostru! Mulțumesc, circulați! Nemernicilor! Băi, dar l-am lăsat pe ungur la birtuți. Nu-i bai, că trece podul și ne întoarcem după el. Uitați, puteți întoarce aici. Plană! Stop. Da, poftiți. 10 lei, taxă de pod. Da, eu am plătit mai înainte, eu acum mă întorc, de fapt, după... 10 lei, lăsați vorba. Da, am plătit! 10 lei! Bine, mai ia-ți banii și bagiți de dormeză. Mulțumim, o zi bună, circulați. Da și dumneavoastră, boule! Ia vine lenea ungurul! Hai ungure odată, că era să te pierde, măi! Gata, putem pleca! Stop, taxă de pod! Băi, dar eu am plătit odată și că m-am întors, băi! Nu ne mai ții minte! 10 lei! Suntem noi, băieții cu trăbantul! 10 lei! Bine, luați și pielea de pe mine! Aaaa! Hai să merem odată, măi frățică, ne așteaptă marea! Bă, cred că mi-am uitat pormoneul la crâșmă! O, sfinte Isaac! Nu cred! Trebuie să ne întorcem! Taxă de pod, 10 lei! Bine, ia-ți 10 lei! Gata, ungurețe, la pormoneul! Da, putem pleca! Taxă de pod, 10 lei! Bine, luați și pielea de pe mine! Aaaa! No, loser, unde ne așezăm fundurile leneșe? Aci! Întinde prosopul, măi! Oh, în sfârșit! Umblăm de o oră, domne, iartă-mă! Să n-aud comentarii! Suntem la mare să ne simțim bine, da? Eu m-am tirat la o baie! Eu stau la plajă să mă coc un pic! Și eu! Am plecat!
pârtie. Ha, ha, ia ce baltoc a făcut ghibolul, ha, ha, ha. Nenea, poți să-mi pun prosop aici? Copchile, poți să ți-l pui pe lună dacă vrei. La bine, asta ce înseamnă? Pot sau nu pot? Unde vrei tu, copchile? Auzi, șeful? Uai, ce bine să putrezești la soare. Guștele, ăla de două ouă, bă, facem niște ochiuri pe spatele lui copchilu, ha, ha, ha. Hei, băiatu, auzi, băie, meserie. Ce să tot aude, bă? Ați auzit ceva? Aici, în spate. Da, ce vrei? Ridicați prosoapele și vâja. Stai numai un pic, cum mi-ai zis? Meserie? Da. Bine, domnul papagal, spuneți, cu ce vă pot ajuta? Luați-vă prosoapele și valea. Aici e plajă cu scaune de închiriat. Da, acolo scrie că e accesul liber. Nu. Am inventat noi o regulă acum, poftim. Hai, pașli. Păi stai un pic, băi, nu mă duc nicăieri. Dacă nu, o să plecați cu forța. Da, ne dai afară? Da, vă dau afară. Aha, tu și care echipă de rugby? Ghiță, hai puțin, frate. Bă, dar stai numai, băi. Ce este proprietatea lui Măta? Nu, e a șefului meu. Să văd actele. Ghiță! No, cheamă-l pe Ghiță, Dicăla, hai să văd. Acum vine, speriați-vă. Stai numai așa, vezi pitbullul ăla ce face baia acolo în apă? Adică balena aia? Aha, balena, no, fii atent. Ungure! Băi, Flipper, hai puțin că avem niște probleme. Păi stați, domnul, că am glumit, să vedeți. Lasă, nu te obosi. Data viitoare o să mergem la altă plajă. Știi unde? Unde? În Grecia. Da, vă rog să mă iertați, știți? Lasă. Îmi cer mii de scuze, n-am știut că... Bă, eu aș vrea să te iert, dar am ui pe târziu. Zi, frățică. Ungure, șopă-i, mă. Apa. Ia de ce? Na? Cine râde acum? Meserie! Dai, Ungure! Oplai, fășu, pa! Rupe-i ochiul! Nenea, ce fain e aici la mare! Mulțumesc că m-ați adus și pe mine! Bine, mă, lasă! Asta-i viața, mă! Să putrezești la soare toată ziua! Cu o bere în mână! Normal, cum putea lipsi berea din meniul Unguru? Dar de mâncat ai mâncat ceva astăzi, domnul Dibol? Niște pastă de dinți! Trâncălău ce ești! Păi, dar să știi că mi-i cam lipit stomacul de spate! Da, și eu aș putea mânca ceva! Bine, haideți la terasă să îmbucăm ceva! Garson! Bună ziua, cu ce vă pot servi? Să trăiți! 3 ciorbe de burtă, o supă de pui, 12 mici, 4 porții de cartofi pai cu salată. De băut? 3 beri și un cico la copchilul. Bine, vă rog să așteptați. Auzi, garson! Da, spuneți, vă rog. Da, ceva muzică, n-aveți? Avem, după cum se aude. Astea-s manele! I-am zis muzică, băi! Din păcate nu avem alta. Bine! Da, garson! Da, spuneți. Cam cât durează? Că mie mi-o cam amorțit ficatul de foame. Cam 15 minute. No, nu cam, 15 să fie. Că dacă nu, fac ce-a făcut tata. Da, 15 minute. După o oră. Nenea, am găsit o gongă pe jos. Vreți jumătate? Nu, mersi, i-am mâncat deja o furnică. Vreți o gură de bere? Că mai căptușește un pic. Garson! Vine, uite, vine mâncarea acum, poftiți. În sfârșit. Ne cerem scuze că a durat atât, dar să vedem. Lasă, scutește-ne. Băieți, băgați sub nas. Wow, ce fain, mititei cu muște. Da, este un nou soi de mititel exotic, așa se mănâncă. Blacks. Lasă, copchile, mâncă numai cartofii pai. Ce cartofi, măi, că poți bate cuie cu ei. Ia mie mi-o crăpa farfuria. Oh, bine, mâncăm ciorbă. Mai gândește-te. Ce e asta, mă? Garson! Da, poftiți, vă rog, vă mai aduc ceva? Domnule, ce-i cu ciorba asta? Ce să fie? Păi uite, o pot rezema de perete! Este un nou concept de ciorbă solidă. Mâncare pentru cosmonauți. Și ce-i cu chiloții ăștia la mine în farfurie? Mă scuzați, ăia sunt ai mei. No, Nadia, ce-i un nou concept de notă de plată? Deci eu fac ce-a făcut tata! Stați, nu, vă rog, deci nu e cazul. Ba da, fac! Vă rog, fac ce vreau, bă! Dar vă rog frumos, nu e cazul. Comentez! Bine, da... Nu vă supărați. Ce-a făcut tatăl dumneavoastră? S-a ridicat și a plecat. Hai să merem, loser. Furăm și noi niște roșii de oameni din curte, că altfel murim de foame. Nu vă supărați, așteptați un pic. Ce mai vrei? Știți, îmi puteți da chiloți înapoi. Da! Nadia, ce chiloți! Ce bine.
Să stai, nu mă să putrezești la sare. Cu berea în mână. Cu înghețată la bot, miam-miam. Ce înghețată? Băi, ai umflat rechinul. Mine, dar nu mai pot. Ce nu mai poți? N-ai plămâni? Bagă! Frățică, îmi dai uleiul de plajă. Ha, dar vrei să te dai cu ulei, domnișoară? Da. Ce, bă, tu ești gay? Lași-mă, ticăla. Vreau să mă bronzez uniform, nu ca tractoriștii. Hai că trebuie să mă ridic după ei. Ai, ungure. Ce te-ai ars, bătiteaș de credenț. Lași-mă din gură. Dic guștere, ia la unguru. Hai de capul meu. Copchile, adă aici două ouă, măi, să facem o omletă pe spate la unguru. Adă și niște mici. Ia, punem și porumbul ăsta fiert, că mere și copt. O, dar hai să prăjim niște semințe, că avem meci. Auziți cum sfârâie? Eu nu simt nimic. Asta pentru că ești nesâpțât. Că nu te usturamu, dar pe ăsta un ceas îi umbla pacica Speedy Gonzales. Taci din gură, măi. Eu cu copilul fugim după un iaurt până atunci să te dai. Bine, mai adă-mi și mie o bere. Îți aduc iaurt, bă, Paule, nu-ți ajunge. Uitați aici, nenea! Nu, ăsta n-are numai porumb fiert. Mere mai încolo. Sucuri, țigări, nu, mai încolo. Uitați un chioșc alimentar. Hai să vedem. Să rămână, dați-mi un iaurt. Poftiți, 20 de lei. Cât? Dar nu vreau toată cisterna. Nu, doar sticla asta, 20 de lei. Apoi să vi-l bea porcii. Hai, copchile, că mere mai încolo. Costineșiu și ticla zău e de treabă. Nenea, știu eu unde e ieftin. Este un magazin lângă gară. Până acolo. Da, da, acolo e numai 2 lei. Hai, no, hai să merem. Grijanie și țai. După două ore. Ai, în sfârșit că am ajuns. Dar până unde ați fost, doamne, iartă-mă? Apoi unde am găsit cel mai ieftin? Da, am trecut la bulgari. Voi sunteți defect, mă. Aaa, dar ia-l-ai pe domnul Rac. Uai, ce mă ustură, frățică. Vezi, băi, că nu vorbesc eu prostii. No, dă-mi un pic de iaurt aici pe spate. A, iaurtul. Păi, să vezi ce s-a întâmplat. Atât am umblat după iaurtul tău, că ne-am ars noi. Așa că... Ne-am dat noi cu iaurtul. Ce, și nu mai este? Ia-i, vă rog, un pic de iaurt. Bă, ghinion, da, vestea bună e că mere și cu flegmă. Hai, scuipă-te, că noi merem să ne dăm cu banana. Yeah! Ajută! Hai, copile, bă, urcă-te pe rechide. Împinge guștere, dai. Ungure, nu te mai sprijini, bă, împinge. Împing. Și tu, copchile. Eu nu pot, că eu mestec gumă. Vai, dar ocupat ești. No, hai că am ajuns. Deci data viitoare când rămâi fără benzină, să împingi singur, clar? Bine, bă, ce prieteni am, bate-vă-și de dormeză. No, alimentezi astăzi. Da, mă, no, dar nu curge nimic. Alo! Ce coștea, mă, dic benzinărie? Poate o simțit pompa că-i trabant și nu se pornește. Ce glume de-a prozar! Mă duc să văd care-i buba! Dic! Ușa închisă! Împingeți! Da, împing! Atunci trageți! Da, trag! Apoi, nu știu, îi închis! Ia, stai că vine baba! Alo! Deschideți, doamnă! Dați-ne fotoghin! Apăsați pe buton! Ce? Jeton? Apăsați pe buton! Buton? Pe ăsta? Da, spuneți ce vreți. De ce nu mai repompă, doamnă? Pentru că nu i-am dat eu drumul. Aha, no, dar nu-i dați. De ce să-i dau? Că vrem benzină. Sau ce e aici, alimentară? Nu, e stație Peco. Aha, no. Păi noi am rămas fără gazolin. Dați drumul la pompă. Mai băiete, tu vrei să furi ceva? Da, ce să fur? Vapor de benzină? Să fim serioși, domnule, cine vine la Peco cu un trabant? Voi ați venit la furat. Dar nu e adevărat. Să văd banii. Ce bani? N-am bani. Aha, și cu ce vrei să plătești? Cu cardul. Deschide, doamnă, ușa, dic aia. Nu acceptăm carduri. Apoi dați-mă cardoi deți de benzină cât să ajung până acasă. Mai băieți, ia tăiați-o voi de aici, repede. Și de ce tot vorbi prin interfonul ăsta? Lăsați-ne înăuntru. Dacă vă lasă înăuntru, va trebui să vă bat măr. Pă noi, cât să aici cu ungurul bulan, nu mi-e frică de nimeni. Vedeți camera aia de deasupra ușii? Da. Ei bine, aia nu e cameră, e o pușcă cu lunetă. Ioi, nenea. Precis, mai vreți benzină? Păi, da. Precis, nu puteți împinge chestia aia cu roți până acasă? E un trabant. Mă rog. Deci, aveți 5 secunde. Păi stați așa, doamnă, că noi... 5? Dă-i bătaie, ungure! Hai, bă! 4? Împinge guștere! 3? Hai și tu, copchile, mai cu talent! 2? Plecăm, uitați, plecăm! 1? Ia, împingeți! Fugiți!
Hai, bă, de-abia încep să pun cornul în pernă. Dar păi n-am dormit omenește de o lună. Da, mai întâi bem o bere, frățică. Ungure, tacă-ți gura, măi, dar păi nu ți-o fă de ajuns toată vacanța. Că cred că ai băut o cisternă. Da, o cisternă, un malaxor. A, numai una mică. No, gata, gura, lasom toată lumea. Că o fă vacanță obositoare, ne așteaptă luni grele. Hai, lasom. Bine, frățică, no, noapte bună. Frățică, taci, ungure, n-ai somn? Că-ți dau eu de vrei. Hai, să aud amândoi cum sfărăiți, ca giboli. Dic, mă, deja n-am liniște. Cine-i? Eu, nene, am venit cu bagajele.